Sunt preocupat de sexualitate în nenumăratele ei forme. Ceea ce e foarte interesant e că deviațiile de comportament sexual tind să-și revendice o tot mai mare halcă de normalitate. Să mă explic. Homosexualitatea, de pildă, e o deviație de comportament sexual. Însă, homosexualitatea e privită normal. E normal. Nu? Oamenii se iubesc, se căsătoresc. E normal. Perfect. Voyeurismul, fetișismul, spre exemplu. E normal să-ți facă plăcere să privești de oameni care fac sex. E normal. Nu trebuie să te rușinezi. E normal să te îndrăgostești de o cizmă de piele. E normal. Sadomasochismul e absolut normal atâta timp când nimeni nu reclamă nimic la poliție. Iar urofilia și scatofilia sunt absolut normale dacă nimeni nu e ofensat din pricina asta. Sunt normale, sunt ale noastre. Trăim cu ele, sunt în jurul nostru. Trebuie să le asumăm. Sunt normale. Ok. Ce te faci când te hotărăști să explici fiului tău de 7-8 ani tainele integrale ale sexualității? Ce te faci? Că ești un tată modern și trebuie să explici totul. Copilul trebuie să știe totul. Adică îi spui: Mihăiță, uite-te, vezi tu chestia aia care o ai acolo, se numește puțulică. Ioana are exact o asemenea chestie, dar pe invers. Când astea două intră în contact, se produce un fenomen care se numește fecundarea sau însămânțarea și așa apar copii. E perfect normal, Mihăiță, ai înțeles? N-ai de ce să te rușinezi, Mihăiță. E la fel de normal ca și cum ai lua o sămânță, ai pune-o în pământ și ar crește o floricică. Înțelegi, Mihăiță? E normal. Da. Dacă, în schimb, îți place Ionuț... Dacă, în schimb, îți place Ionuț, Mihăiță, e perfect normal. Doar că zona de contact diferă. Dar nu trebuie să te rușinezi pentru asta, Mihăiță. Ai înțeles? Da. Dacă, în schimb, îl iei pe Vlăduț, îl așezi peste o hintă, îi dai pantalona și jos, rupi-o în uia și îl bați peste fundulețul gol, iar Vlăduț strigă, nu de durere, ci de plăcere, e absolut normal, Mihăiță. Și în orice caz, nu trebuie să te rușinezi și nici să nu-ți treacă prin cap să te oprești. E, Mihăiță, acum e mai complicat. Știi tu chestiile alea care le făceai în oliță? Mihăiță, unii le consideră magice. Le modelează ca pe plastilină și obțin de la asta plăceri fantastice. Ceea ce e normal, Mihăiță, înțelegi? Da. Acum că educația ta sexuală e completă, propun să ne uităm la niște filme pentru adulți. Vrei? Da. Ok. Mihăiță, îți plac? Da, și lui tati, pentru că e normal! Îmi plac reclamele. Mă uit la televizor, îmi plac reclamele. Îmi plac reclamele bune și cele foarte bune. Spre exemplu, reclama la ciocolata Milka. Știți? Fantastică! Ce inteligență! Sclipitoare, ce creier minunat, ce idee deșteaptă a stat în spatele asocierii celui mai păros animal cu o ciocolată. Adică dacă mănânci supă, găsești un fir de păr, îl scoți afară și cu mare greutate mai mănânci, doar dacă ți-e foarte foame. În schimb, iei o ciocolată Milka, o rup, găsești 20 de fire de marmotă, e ok. Pentru că ați văzut cum lucrează tipele? Fără halat, fără bonetă, fără mănuși. Nimic protecție. Și apoi auzim vocea aia suavă care spune: e atât de fină. E atât de fină. Oare la ce se gândește când spune despre ciocolată că e atât de fină? La o blană de marmotă? Perfect. Fă invers, păpușă.
E atât de fin. Să fim serioși, a mânca o ciocolată făcută de o marmotă e echivalentul cu a mânca niște drageuri făcute de o oaie sau de o capră, e ok? Vi se pare ok? Însă cea mai importantă e reacția vacii, la final. Ați văzut-o? Care dându-și seama că a fost prădată de un grup de marmote nebune, devine albastră de furie. Vânătă de nervi. Și ce face? Voi îmi place foarte mult reclama la Heineken. Ați văzut-o? Reclama asta subliniază cam ceea ce e esențial, reprezentativ pentru o țară. Mă rog. Caraibe. Surf. Berea face un val, îți dă iluzia de mare, surfing și așa mai departe. Ok, înțeleg. Apoi, Jamaica. Călătorie, fumuri. Înțeleg. Perfect. Heineken, Anglia. Bulele se agită pe Wembley. Urmează un meci reprezentativ pentru Anglia. Esențial pentru Anglia. Ați văzut Heineken în România? La Heineken România scrie Heineken, Otopeni. Și se aud motoarele unui avion care stă să decoleze. Esențial pentru România. Ce să faci în țara asta? Te duci, iei avionul și ai dispărut. Ați văzut reclama la Candia? Ciocolata Candia. Ați văzut ce e în stare să facă o femeie când își dorește un lucru mărunt cum ar fi o ciocolată? E în stare să se arunce de pe bloc. Însă cele mai distractive sunt cele la detergenți. Apar două casnice. Nu știu cum sunt casnicele la 30 de ani. Sunt casnice. Detergentul meu spală de două ori mai mult. Nu. Al meu spală de două ori mai mult. Nu. Vasil, al meu bărbat, spală de două ori mai repede. Nu. Vasil, al meu spală de două ori mai repede. Al meu mai mult. Intră furioasă, iar bărbații spală vesel în casă. Bun. Dacă veți lua recipientul, veți citi la ingrediente că ultimul ingredient este alcoolul. Firesc. Altfel, de ce se spele gicul de două ori mai mult și de ce de două ori mai repede? Unde se grăbește dacă nu-i rup de beat? Până vine acasă, îi lună.